Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și în acest tutorial o să vă arăt cum se schimbă un hard disk sau cum se înlocuiește cu un SSD pentru un laptop Dell. Acesta este un laptop normal, nu este un ultrabook, nu este un netbook, nu este nimic de genul acesta, este un laptop normal care are acces în spate la memorie, la hard disk și așa mai departe. Ultrabook-urile sunt mult mai compacte și au hard disk-urile băgate în interior sub un capac mare. Pentru acelea e posibil să fie un pic mai dificil de schimbat. Dacă vreți să vedeți un tutorial care v-ar putea ajuta, urmăriți tutorialul nostru de schimbare a hard disk-ului pentru un Asus EPC. Este asemănător metoda aceea cu schimbarea într-un ultrabook, indiferent dacă este Dell sau altfel. Metoda de astăzi poate să meargă și pe alte laptopuri, pe Toshiba, pe, să zicem, HP sau, mă rog, alte modele, dar v-am spus, laptopuri normale, pentru că ultrabook-urile au altă metodă de schimbare, au în altă parte hard disk-urile puse. Înainte de toate, trebuie să vă spun că ca să simțiți performanța aveți nevoie neapărat de un hard disk de 7200 de rotații pe minut. În general, hard disk-urile care vin montate pe laptopuri au 5400 de rotații pe minut și nu oferă o performanță chiar atât de bună. Pentru o performanță foarte bună vă trebuie un hard disk de viteză de 7200 de rotații pe minut, cu un buffer mai mare, dacă se poate 32-64 de mega buffer. De asemenea, puteți verifica și căuta și hard disk-uri care sunt hibrid, adică au ceva memorie NAND înăuntru alături de stocarea pentru date. Asta înseamnă că îi oferă o mai bună performanță față de un hard disk normal. Bineînțeles, alegerea pentru performanță maximă rămâne tot SSD-ul. Și aici am să vă fac câteva recomandări. Dacă aveți un desktop pe care stocați datele importante, poze, filme, mă rog, atunci aveți nevoie de un SSD doar de 120 de giga. Pe cel de 60 nu-l recomand în laptopuri, deoarece după instalarea sistemului și după câteva update-uri acesta e posibil să se umple. Tocmai de-aia 120 de giga este perfect și pentru programe și pentru sistemul de operare și pentru stocare la un nivel mic, să zicem poze, dar dacă vreți filme, muzică, deja trebuie să vă gândiți la un hard disk. Capacitatea de stocare rămâne la aprecierea voastră. Acum, cum vă permiteți? Dacă vă permiteți, puteți lua și de un tera hard disk-uri, pentru că au apărut pe piață și sunt foarte, foarte bune. Haideți să începem. Acesta este un hard disk, un hard disk care are un tera, da? Și o să-l punem în locul acestuia dinăuntru, care are doar 250 de giga. Vă dați și voi seama, 250 de giga, dacă folosim un laptop, să zicem, ca principal computer, adică nu mai avem desktop, stocarea 250 de giga este cam puțin. Haideți să vedem cum se face treaba. În spate avem capace de vizitare pentru absolut orice. Aici este bateria, aici sunt capacele, este capacul de vizitare pentru memorie și pentru placa de rețea wireless. Aici avem capacul pentru hard disk. Haideți să vă arăt cum se face. În principiu este destul de simplu, sunt două șuruburi. V-am spus, metoda poate să fie comună pentru mai multe tipuri de laptopuri, Toshiba, Dell, HP, Lenovo și așa mai departe. După ce le-ai scos, dacă nu aveți șurubelniță magnetică, țineți mâna aici și o să cadă automat în mână. Mare atenție, nu le puneți jos aici, că e posibil să intre sub laptop și să zgâriați capacele și nu cred că vă trebuie așa ceva. Haideți să tragem asta afară, pentru că este foarte simplu. Da? Este într-o carcasă, mini carcasă de ghidaj. Punem acest hard disk lângă, vedem, le potrivim și noi să fie exact aici, ca să nu avem probleme după aia cu montarea carcasei. Scoatem cele două șuruburi în care este ținut această mini carcasă de ghidaj. Le punem aici la îndemână, pentru că va trebui să le montăm. Mare atenție, nu le încurcați cu cele de montaj final. Da? Scoatem carcasa cu mare grijă, pentru că este făcută din două bucățele. Da? Poate să iasă asta dacă nu sunteți atenți.
Nu-i nimic, dacă iese oricum puteți să-l puneți la loc. Și montăm această mini carcasă peste hardiscul cel nou. Îi montăm aceste două șurubele la loc. Da? Aveți răbdare în această fază, pentru că șuruburile sunt foarte, foarte mici. Oh. Probabil voi o să vă descurcați mai bine pentru că nu filmați nimic și puteți să-l aduceți mai aproape de ochiul vostru să vedeți ce faceți. Eu trebuie să stau și într-o anumită poziție. Gata. Acum îl dăm pe ăsta deoparte și îl introducem. Vedeți, carcasa de ghidaj ne ajută să introducem exact acești conectori. Acesta este pentru alimentare și acesta este pentru date, pentru SATA. El când o să intre înăuntru, intră la fix, da? Vedeți că intră și într-un anumit unghi, dacă sunteți un pic atenți. Vedeți că aici are spațiu mai mic, aici spațiu mai mare. El este pus într-un anumit unghi exact cât trebuie ca să intre exact în acei conectori. Deci capacul ăsta este esențial. Este făcut pe fiecare model de laptop în parte. După ce ați terminat, bineînțeles, montați aceste două șuruburi. Și cam asta este totul. Ce trebuie să faceți înainte de această operațiune? Am uitat să vă spun, dar vă spun acum, este foarte, foarte important să vă salvați datele de pe hard disk. Salvați absolut orice, nu că o să le pierdeți, dar nu o să mai aveți cum să conectați acest hard disk la acest laptop. Sunt câteva alternative, puteți lua un rack extern în care să montați acest disk, să-l folosiți ca și un hard disk extern, dar nu uitați să salvați toate datele de pe el. Dacă vreți să rămâneți cu sistemul de operare, va trebui să faceți un backup și de pe un backup pentru sistemul de operare pe care îl veți putea restaura pe hard disk-ul nou montat sau pe SSD. Dar eu totuși vă recomand să instalați un sistem nou de operare, un sistem proaspăt, întotdeauna este mai bine așa. Și dacă tot suntem aici, dacă tot ne-am apucat de desfăcut, de intrat în mațele laptopurilor, haide să vă arăt cum se schimbă unitatea optică, pentru că este foarte simplu și mulți se feresc de asta, merg la service. O să vă arăt exact ce fac cei de la service. Dar încă o dată vă spun, doar în cazul laptopurilor, pentru că în cazul ultrabook-urilor care au unitate optică este mai greu. Ce să vă spun, în cazul Sony Vaio, unelor modele Sony Vaio mai vechi, este extrem de greu să schimbi unitatea optică dacă nu te pricepi foarte bine. Aici unitatea optică la un laptop normal se schimbă foarte simplu. Nu trebuie decât să desfacem un singur șurub. O să vedeți cât de ușor e, incredibil, e mai ușor decât la desktop. Și tragem unitatea optică afară. Aceasta este unitatea optică, este foarte ușor de schimbat, dar aveți grijă când o schimbați să scoateți acest capac și să-l montați pe unitatea cea nouă, ca să vină și el frumos așa la față, la boloboc, cum se spune. Cam asta este. Este foarte ușor, v-am spus, demontat, de-demontat, atâta vreme cât faceți totul cu grijă, nu amestecați șuruburile între ele, nu zăpăciți toate lucrurile pe aici. Este foarte simplu, foarte ușor. Ce am uitat eu să vă spun și ce este foarte, foarte important, să scoateți bateria. Eu nu am scos-o, dar voi trebuie să o scoateți neapărat, pentru că e posibil să aveți descărcări statice și asta nu e bine deloc. Dacă aveți descărcare statică pe carcasă și pe toate astea, nu este o chestie foarte bună. Bineînțeles, trebuie folosite și mănuși protectoare, tot așa, ca să nu fie electricitate statică, dar în cazul laptopurilor nu este o problemă chiar așa de mare. Cam atât a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la videotutorial.ro. Încă o dată vă mulțumesc. La revedere!